În timp de pandemie, Dodel Tănase și Pârvulescu n-au venit la restaurantul lui Băurceanu să dea gata câte 44 de pahare. În schimb, ei l-au vizitat la clinică pe fostul coleg de la FCSB. Dodel Tănase, Adi Popa și Rusescu au interzis la 44 de pahare. Pahare de apă pot fi verificați, au GPS-uri puse, deci nu, dar nu, că nu sunt genul ăla de comunist. Dar... Jucătorii Clinceniului se vor recupera după accidentări la clinica lui Băurceanu. Putea să joace și el la Clinceni. În returul campionatului trecut i-am făcut o ofertă, dar... a decis să nu mai continue. Băurceanu vrea să antreneze acum. Vreau să am oferte ca să devin antrenor. Tot timpul am fost și voi fi de partea jucătorilor și în momentul în care voi fi antrenor, voi fi de partea jucătorilor. Dodel, Pârvulescu și Iutrici au intrat deja pe mâna oamenilor lui Băurceanu. Și acum o să facem o terapie de descărcare. Sunt de alcase aici. De fiecare dată când am avut o problemă, am venit cu mare drag pentru că am știut că o să fiu bine.